Potrivit lui Tiberiu Marc, în acest moment niciuna dintre instituțiile statului român nu are atribuții în controlarea modului în care primăriile își fundamentează bugetele. Direcția Finanțelor Publice nu verifică bugetele decât în zona de echilibrare a lor. Adică nimeni nu verifică dacă veniturile au fost corect evaluate. Camera de conturi face control posterior și verifică dacă veniturile au fost realizate și cheltuielile s-au făcut potrivit reglementărilor. Prin urmare, în situația în care o primărie, prin absurd, își majorează prin buget cheltuielile cu și le dublează ca să creeze după aceea o sursă, își dublează veniturile ca să creeze o sursă pentru viitoare cheltuieli, lucrul ăsta îl constatăm doar în momentul în care se produc disfuncții, adică se opresc proiecte, nu se fac plăți, apar arierate și așa mai departe. Acesta este și motivul pentru care Tiberiu Marc a cerut ca această atribuție de control să fie atribuită unei instituții, mai exact Consiliului Județean. Eu am făcut o propunere și la UNCJR și cred că ar trebui să găsim formula prin care atribuția de coordonare pe care o are Consiliul Județean în acest moment să fie schimbată într-o atribuție de control a modului în care se fundamentează, și spun încă o dată, se fundamentează bugetele locale. Discuția legată de modul incorrect în care unele primării își fundamentează bugetele, în special prin umflarea artificială a veniturilor, vine în contextul în care 21 de primării înregistrau arierate datorii mai vechi de 90 de zile, în valoare de peste 4 milioane de lei, arierate acumulate în mare parte tocmai din cauza modului defectuos în care primăriile respective și-au fundamentat bugetele. Citez, există riscul ca acestor primării să li se blocheze transferurile de sume de la bugetul de stat în cazul în care nu își vor plăti minim 85% dintre aceste arierate până în 29 martie, am încheiat citatul. A spus Marc, precizând că din datele pe care le are, până acum doar 3 primării și-au contractat creditele de trezorerie pentru a-și plăti datoriile mai vechi de 90 de zile. Este vorba despre Crasna, Meseșenii de Jos și Sălățig. Consiliul Județean a decis să le întindă totuși o mână de ajutor primăriilor cu astfel de venituri vechi și le-a alocat prin proiectul de buget ce va fi votat azi fiecăruia dintre cele 21 suma de 55.000 de lei.